Salutare, bă, conacilor și conacilor și ai mei apropiați, așa, jegoșii mei, știți voi că vă zic eu jegoși la câțiva, la câțiva oameni de pe live-urile mele, glumea noastră cu jegoși și jegoasele. E primul story time de pe canal, deci primul story time este despre prima mea iubire și cum mi-a schimbat mie viața asta. Cum vreau să abordez eu story time-ul ăsta, pentru că sunt filmate, nu sunt live, o să mai facem și live chestii. Vreau să facem felul următor. Vă povestesc, voi ascultați când aveți să faceți altceva. Și la final tragem niște concluzii și poate vorbim despre ce aș fi schimbat sau dacă aș fi schimbat și aș fi făcut altceva, gen în anumite momente. Prima mea iubire, fata pentru care eu am renunțat la momentul ăla, la multe chestii dragi mie și mi s-a părut mie foarte, nu știu, eram flower power. Știi sentimentul ăla de flower power? Fata aia, o chema Cristina, ne-am cunoscut la sala de dansuri. Eu înainte, gen, înainte să mă angajez, înainte să fac YouTube, am făcut dansuri. Am avut o sală de dansuri unde predam altor copii lecții de dans. Ea a venit acolo la sala de dansuri cu o prietenă de-a ei. Nu știu dacă a durat un weekend maxim. Mie mi-a plăcut instant de ea, ei a plăcut de mine. Bine, după am aflat eu anumite chestii. Ea a plăcut de mine, am vorbit, ne-am întâlnit și a fost un fel de dragoste la prima vedere. Știți voi, când erați mici. Acum vreo 4 ani s-a întâmplat treaba asta, 4 sau 5 ani. Ca să înțelegeți cum mi s-a schimbat mie percepția despre viață și cum mi-a schimbat mie. Eu eram un fuckboy, un lover boy, știți genul ăla de băiat care era acum 5-6 ani. Plus că era și. Eram Justin Bieber fashion. Știți? Când eram tipul ăla, gen fuckboy, loverboy, înainte să o cunosc pe ea. După ce am întâlnit-o pe ea, s-a schimbat totul foarte rapid. Am rămas doar pentru ea, nu mai vorbeam cu nicio fată, vorbeam cu foarte multe fete. Mi-a ajutat și treaba asta că eram dansator, arătam și bine, adică dacă... Acum mă știți, că după live-uri despre asta mă știți. Dar dacă mă vedeți înainte... Am început să petrecem foarte mult timp împreună, ne-am închis unul altul. Eu nu mai vorbeam cu nimeni, cu nicio fată. I-am cunoscut părinții, a fost oarecum ok, gen părinții mi-au dat hate între ghilimele de la început, că ce face ăsta, că ce meserie asta, ce să angajeze și asta. Asta a fost motivul, scânteia principală, între gen cearta continuă de la început. Ea s-a mutat și cu fratele ei, la un moment dat eu mă duceam, mă înțelegeam foarte bine cu fratele ei, chiar am muncit cu fratele ei. Toată treaba s-a stricat pentru că eu am primit o veste și anume părinții ei, nu știu, până luna, undeva luna august-septembrie, părinții ei au zis în felul următor, îți interzicem să mai... Noi eram din februarie până august-septembrie, au zis părinții ei, noi îți interzicem să mai stai cu el dacă nu se angajează. Avusesem o discuție așa, gen, și au să moartă. Și am zis, bă, ok, ce vrei să fac? Și ca am făcut atunci, fratele ei, cumnatul meu atunci, a prins ceva să plece în afară. Și mi-a zis foarte ea direct așa, noi vorbeam direct între noi, dacă mă iubești, pleacă afară. Pleacă afară, vin și eu după o lună, demonstrează-le că muncești, că te lași de prostii, că nu știu ce na, și o să fie tot ok. Și eu, bă, îți dai seama, o iubeam, știți voi, la fel ați fi făcut și voi, credeți. Am zis, bine, frate, plec. Asta fiind, duminică seara, noi stăteam în parc, în Morarilor, cine știe, noi stăteam în parc, am primit apelul pe la vreo 10 seara, am luat decizia repede cu ea, am dormit la ea. Urma să plecăm marți. Luni am stat la ea în continuu. Marți pe zi am sunat-o pe mama, deci din scurt, și am zis, mama, vezi că plec în afară. Eu o relație cu mama, mama m-a crescut singură de mic, gen, e totul pentru mine. Ideea e că eu am anunțat-o pe mama cu vreo 5-6 ore înainte și am zis, mama, vezi că plec în afară, vin să-mi iau bagajul. Dai seama, mama a fost devastată, am mai pusesem discuții cu ea să plec. Unchiul meu plecase cu vreo 3 luni înainte sau 2 luni. El era acolo și tot la fel, mama a fost foarte devastată. M-am dus, mi-am luat bagajul, am plâns ca un copil, îți dai seama, la masă cu mama, vine să plâng și acum, dar mă abțin. Am ajuns acolo să muncim. Acolo, cum să vă explic eu vouă, eu o să vă zic foarte detaliat tot. Am ajuns acolo, ni s-a promis că mergem la o firmă de asta care ne ocupăm cu un fel de curățenie la hotel. La hotel sau pădurici de astea, gen tufișuri, nu mai știu cum îi zice. A venit cineva la 1 noapte, am mers cu autocarul, ne-a luat și ne-a băgat într-o spălătorie, frate. Unde eu cu cumnată mea de atunci am aflat de fapt că era țeapă, n-aveam niciun ban la mine, adică aveam vreo 100 de euro ceva adunați amândoi. Am aflat că e țeapă și că unul dintre noi se va duce în York și unul în Middlesbrough sau Newcastle. M-am luat și 600 de mile, nu știu, mă rog. Și în momentul ăla ce am zis, am vorbit cu băiatul ăsta, cu natul meu, zic, băi, fii atent, zicem că suntem frați și că noi nu plecăm unul pe la altul.
tu am mers să merg. Bă, și-am mers. Am plecat amândoi. Ne-a luat din Liverpool. Am ajuns tocmai în York, frate. Bă, dacă vă uitați pe hartă, căutați York și Liverpool, e de mers, tată, e de mers. Acolo ne-a cazat într-o fostă benzinărie veche, mare rău, curtea două intrări, acolo un curtistan, nici mai cum, nu mai știu cum dracul chema. Mă rog, repede, înainte, condiții mizere, foarte mizere, frate. O, am zis, bă, ținem unul dat, bă, știi că așa e normal. Unchiul meu tot în Anglia, era tot la o spălătorie. De la început, nu știu, vreo 20-25 de lire pe zi, ne-au oprit buletinele, asta a fost prima chestie, ne-au oprit buletinele, nu puteam să plecăm. Am început să lucrăm acolo. Avea o cameră, frate, mare, cu mini hol și un WC, ne-am făcut noi un duș improvizat, care avea numai cuș de papagal și eu cu băiatul ăsta a fost un om cu mea. Atunci am zis, băi, să muncim. El știa să văruiască, să facă de-astea. I-am cerut voie lui șeful, ne-a dat bani, renovăm și am făcut-o pentru noi să stăm acolo noi, știți? Mai era încă o cameră, dar era bună. Toate bune și frumoase. Acum, eu cu ea mai vorbeam din când în când. Adică gen cum aveam net acolo și astea. De seama că am suferit foarte mult când am plecat, dar a fost ok. Gen până la urmă, știam că vine acolo, sunt cu frasul, ea trebuia să vină după lună, a venit după vreo lună jumătate. Ăla a fost boom-ul suprem. Ea când a venit, era rece, frate. Bă, era super rece. Eu, dacă am un defect al meu personal, e că toată viața mea nu am putut, sunt foarte orgolios și sunt foarte posesiv, frate. A venit și ea. După ce a venit și ea acolo, a fost boom-ul la suprem. Ea a venit cu gândul să ne despărțim. Eu am fost, frate, am lăsat sala de dansuri. Deci când am plecat, am lăsat sala de dansuri. Pe mama, până la urmă, am lăsat tot ce aveam în România pentru ea, știi? Am plecat pentru ea, nu aveam pe nimeni acolo. Adică și dacă era un chimion, nu aveam nicio treabă, el era la 500 de kilometri de noi. Am vrut să ne despărțim. Nu-ți dai seama, eu am suferit, am avut niște discuții, ne-am sucit. Când am vorbit cu șeful ăla, că am uitat, am vorbit cu șeful ăla de acolo, când a fost vorba să o aducem și pe ea, i-am zis că, gen, ea rămâne cu noi acolo, să fim trei, și vărul ei, că i-a venit prin procură, era minor, avea 17 ani, vărul ei să se ducă în altă parte. E, când a ajuns, ce credeți? Ea vorbise cu frasul ca eu să plec, de fapt, în altă parte, să rămână vărsul, ea și cu frasul acolo în familie. Adică să-mi facă manevră. Și am zis, gen, băi, dacă mă iubești, hai să plecăm amândoi acolo, știi? Trebuia să plecăm în alt oraș. Și a zis, bine. Știi, gen, acolo, gen, m-are câștigat 100%. A lăsat pe frasul și pe vărsul acolo și am plecat noi doi. Bă, ne-am dus noi doi în altă parte, mânca vajbura voastră, în alt oraș, în Târsk, că îl țin minte și acum. În orașul Târsk, mini oraș de fermă, dar am ajuns acolo, eram noi doi, stăteam într-o casă părăsită și era, aveam peste drum un Tesco și la fel, o benzinărie părăsită, dar mai micuță. Erau doi lituaneni acolo. Nu vorbeau niciun pic, frate, de englez. Niciun pic. Da, ne întâlneam pe semn. Toate bune și frumoase, vă dați seama, vă zic de acum, futai eu după lume, de bun, aveam camera noastră, stăteam singuri, nu aveam nicio treabă. Futai eu după lume, eram trăgăstoși, de ne reveniți în care dați. Dar urma să întâmple ceva foarte important. Acolo am mai adus doi români. Băi, nu mai știu să dau de ei, mi-aș dori să mai vorbesc cu ei, m-a ajutat foarte mult, mi-a părut rău de ei când am plecat acolo. Nu mai știu ce s-a întâmplat cu ei, dar știu că sunt în România. Bă, acolo a fost ok, gen noi între noi, doar că eu la fel m-am lăsat pe mine, n-am strâns niciun ban acolo. Gândiți-vă că toată lumea fuma tutun de la, 3 lire și noi fumam tutun la 10 lire, frate, Virginia sau ceva general, cea șeful. Eu toată șpaga care o făceam, toți banii, tăiam bani pe dreapta, de fapt parte de toți, îi dădeam ei, abia cola, Pepsi de la de acolo, mânca tot ce vrea pe seară, săracii aia doi lituanieni să băteau pe o salată de aia. A venit timpul să plecăm, frate. Când să plecăm, ce am vorbit noi? Eu, ea, frasul, vărsul, ei mai munceau acolo cu încă un băiat, Atec, îl chema, era ungur, am și un story time cu el pe care o să-l facem cât de curând, cu o drogangeală, cea mai gravă drogangeală de la fumat. O să-l facem, e foarte, credeți-mă, e prea panoramă. Eu, ea, frasul, vărsul și unchiul meu, că l-am adus și pe unchiul meu la un moment dat. Am strâns să plecăm într-o seară, au venit ei, ne-au luat pe noi, am plecat înapoi, n-am anunțat pe nimeni, dimineața la 6 a venit un alt prieten de la cu camăcăi, am plecat. Am luat o casă, alte greutăți ca să nu vă mai pierd în alte de-astea cu un alt român care ne-a tras seapă și astea, am luat o casă cu una, două, trei camere, baie, bucătărie. Noi stăteam, eu, ea, unchiul meu, mai era cineva acolo, nu mai știu sigur. Atunci, când am mutat acolo, eu am fost și m-am angajat, m-am dus la, știți cei care stați în Anglia, poate știți, m-am dus și m-am angajat, gen până de-astea, până agenții.
M-am angajat primul, frate. Mă lucram la o fabrică de carne congelată. Vreau să vă zic că era foarte nasol, foarte nasol. Mergeam și pe jos vreo 6-7 km până acolo, foarte nasol, mă rog. Acolo am aflat de fapt ceea ce urmăreau. Se aducă și pe mama și tatăl lor acolo, frate. Băi, eu nu m-am pus niciun moment. Am zis, ok, super, știi, ne facem un viitor. Noi vreau să ne strângem bani, să venim în România. Dar ea, de fapt, vrea să strângem bani, să rămânem acolo. După aia a început conflictul la mare. A venit și mama și tatăl ei. Bineînțeles, mama și tatăl ei, contra mea totală. Eu acum îți dai seama, singurul sprijin pe care l-aveam în casa aia în momentul acela era unchiul meu. Și unchiul meu i-am zis, băi, nu te băga să ne certăm. Toate cât ne certasem între noi, ne certăm aici, ok, urât, știi? Și atunci a început să răcească față de mine. Ea a avut, deci eu am muncit primul, o lună jumate. Ea n-a muncit, sau două luni. Ea și-a luat niște bani de undeva și mi-a cumpărat mie niște haine de alea de la second hand acolo. Și mama ei, ea vorbea, stătea foarte... Gândiți-vă că eu când eram liber, stăteam în cameră cu ea și ea, hop, hop, se duceam în camera lui maică să-și lutea exul, cocoțată în mijlocul lor, în capul bat. Bă, fata mea, fata ta. Ok, am zis, n-am nicio problemă, dar suntem aici, amândoi, eu n-am niciun sprijin, nu stăteam să mă duc cu un chimiu, știi, nu făceam divizări. A, n-are nimic, n-are nimic. Bine. Și acum, ce credeți? Maică s-a început să bage strâmbe. Într-o seară, eu am vorbit cu ea și am zis, băi... Cristina, ce se întâmplă? A avusesem episodul când a venit că vrea să despart. Și am zis, vreau să zic adevărul. Bă, și atunci, credeți-mă, m-am cutremurat, frate. Deci chiar m-am cutremurat. Team în cameră, seara, fumam foarte multă iarbă cu ea. Deci în Anglia am fumat foarte multă iarbă. N-am făcut nimic altceva în viața mea decât iarbă, frate. Am vorbit cu ea și mi-am zis, vreau să zic ceva important. Deci eu m-am cutremurat în momentul ăla, nu mai știam ce să mai zic. Credeți-mă. Când mi-a zis asta, a început să zic, știi că eu am stat singură în București o lună, o lună și un pic. Mi-a zis un prieten că a văzut-o când a fost cu ea club în Chat Noir, cine știe Chat Noir-ul, la metrou cu un băiat. A așteptat-o și a luat-o în brațe. N-a văzut că s-a pupat sau asta. Eu am întrebat-o și atunci mi-a zis, da frate, te-am înșelat. Deci când mi-a zis treaba asta, am văzut, eu accept orice frate, dar numai nu mă înșela, atât. Accept orice de la o femeie, bine, acum probabil nu mai accept, dar zic că acceptam orice. Mi-a zis, m-am văzut cu un băiat, un fost băiat cu care eu țineam legătura de la o facultate. Și a fost așa, gen, mi l-a dat ușor. M-am văzut cu el la metrou, după aia m-a luat în brațe, mi-era dor de tine, nu știam ce să fac. M-a dus până acasă și a urcat sus. Când am auzit că a urcat sus, unde stătea ea, gata, am înnebunit. Și mi-a zis, da, a dormit cu mine. Și mi-a zis, da, a dormit cu mine, gen că l-a ținut în brațe, că era, gen, i-a suferat după mine, dar ținea pe altul în brațe. Bă, zic, nu faci niciodată așa ceva în viața ta. N-am mai întrebat-o dacă a făcut ceva cu el, dacă n-a făcut ceva cu el. La noi în casă, acolo, venea un alt prieten al nostru, dar prieten cu frasul mai mult, al ei, cu cumnată. La muncă, ea lucra la o fabrică de biscuiți. La muncă, îi plăcea de unul un pic tatuat așa, rămâna și el. Și eu când m-am despărțit de ea, frate, gen, eu i-am zis, băi, Cristina, vrei să încerci altceva? Și mi-am zis, da. Mi-a zis, bine. I-am zis, nu stau aici pentru că nu suport, plec acasă. Ea nu, s-a pus în genunchi, a început să plângă, nu, că atunci am sacrificat eu fericirea. I-a sacrificat fericirea, știți? Bine, pentru mine, ca să rămân eu acolo. Nu pleca. Nu, frate, i-am zis, nu, vreau să te țin cu forța, plec. Ne-am despărțit acolo. Gândiți-vă că ea, gen, doar dormea cu mine, vorbea când timp eu eram în pat, vorbea la calculatorul meu care mi-l cumpărasem eu acolo din banii mei, cu băieți din România care filtra și se plângea la aia, după aia mi-a umflat, că se plângea la aia că eu, uite ce fac eu, uite că ea nu mai e fericită și asta. Deși ea dorea să fie cu alt băiat din Anglia. A venit momentul în care m-am hotărât să plec. Aveam de plătit acolo vreo 300 de lire la românașul ăla nostru, Dorule, dacă vezi treaba asta, crede-mă. Să-ți dea Dumnezeu probleme câte mi-ai făcut tu mie și câte ne-ai făcut nouă și câte ai tras tu pe noi. Așa după sufletul tău care l-ai avut acolo în Anglia. Dorul ăsta trebuia să dau 300 de lei. El mi-a luat mie buletin și permis. Eu mi-am făcut bagajul și i-am zis, eu plec și mă duc la poliție dacă nu dai buletin și permis. N-aveam niciun ban. Deci niciun, aveam vreo, cred că vreo 5 sau 10 lire, frate, pe mine. Dăm buletin și permis. Nu ți-l dau. Bun. M-a dat afară din casă. Deci a rămas ea, tasul, măsa acolo, frasul, m-au dat afară, un chimie era acolo, da, eu am zis din sală, nu un chimie, pentru că i-am zis, eu oricum plec acasă, cu orice ocazie, tu rămâi aici, tu nu te băga, tu vreau să fii imparțial. M-am gândit la binele lui frate, pentru că rămâne acolo între ei, deși a fost să fie. I-am zis, tu rămâi aici, foarte bine. Ce credeți? M-a dat afară din casă, în februarie, în Anglia,
Am dormit într-un parc, m-am băgat într-un de la, într-un tom, cum îi zicem ăla, la tobogan de la, am dormit acolo, mi-am băgat tot ce aveam eu, portofelul, ce puteam să mai țin eu pe acolo, și telefonul la partea intimă și am dormit acolo, frate. A doua zi am urcat, ea mi-a zis să urc și a venit Doru, proprietarul de acolo, și m-a dat afară iar. Eu ce am făcut? Am stat peste drum în fața la un bar, începuse ploaia. E, atunci a fost momentul în care, gen, eu personal m-am scârbit de atitudinea femeii alea. A venit băiatul ăla cu care ea se combinase, deci se combinase deja, maică sa și taică sa erau, wow, mamă ce băiat, ce credeți? I-au plecat în club, frate. Aia m-a durut cel mai mult. I-au plecat în club, seara aia, și eu eram afară, ploua, stăteam ghemuit, cu valiza gen în brațe, în fața casei, practic. Am un sentiment foarte nasol. Țin minte că din când în când era 2-3 noaptea și se uitau și ea și maica sa, vedeam ambele, se uitau la fereastră, dădeau, să vadă dacă mai sunt acolo. Au plecat în club, frate. Eu am rămas în ploaie, ei au plecat în club cu toți, în afară de maica sa și tăi. M-am dus la poliție. M-am dus la poliție și am zis că vreau să plec acasă. Vorbisem cu cineva, eu aveam pe cineva o cunoștință în Dublin și vorbisem și mi-a zis, băi, uite, n-ai ce să faci, nu are ce să-ți facă, du-te la poliție, spune că ți-a luat, asta e ilegal și n-are ce să-ți facă. Am zis, perfect. M-am dus la poliție, dar abia am dat domnul poliție, nu știu ce am pe acolo. M-am dus la poliție și poliția m-a luat, m-a dus acasă, l-a chemat și pe el, mi-a dat alea în fața lui el să mă bat acolo, bine, să uita la mine și vedeam, frate. Eu eram super chill, n-aveam nicio treabă, aveam valiza după mine, în care valiza aia, ce era o valiză așa, aveam și calculatorul. Ce credeți, ca să-mi iau calculatorul, să nu-l las acolo, că el a vrut să-mi oprească calculatorul, știți? Ce credeți? L-am desfăcut și l-am băgat piesele între haine, așa. Rămâi aici, poliția, astă seară și mâine venim noi și te luăm. Mâine seară la ora 7 aveam avion. Gen, astă seară rămâi aici, mâine seară la ora 7 avion. Bun, parfum. Doru nu, că nu rămâi aici, poliția a zis. A plecat poliția, Doru a venit mai pe seară și m-a dat afară, frate. Bă, deci nimeni din casă, v-am zis lui unchiul, mi-a zis, bă, nu te băga, pentru că e oricum plec sigur, tu nu ai de ce să te bagi. Nu te băga deloc. Nimeni n-a avut nici măcar o obiecție ca să stau afară, frate, în februarie, Anglia. Nimeni n-a avut nicio obiecție. Asta m-a durut. Băi, dacă tu nu mai simți nimic pentru mine, toate că într-o săptămână maxim să nu mai simți nimic pentru mine e greu, măcar frasul sau măsa, bă frate, gândește-te că ai fi putut să fii mama mea. Tasu, bă frate, cu Tasu am stat, l-am ajutat, am fost la el, am dat afară. Dimineața a venit poliția, m-a surprins treaba asta. A zis că vin și la 2, vin la 2, au venit și la 5, deci venea poliția, eu mă întreba, ești bine, ți-a făcut ceva? Nu, nu avem nicio treabă. Și a venit momentul să plec. A venit băiatul să mă ducă la aeroport, ce credeți? La 5 sau 6 maxim, a venit și Dor când să plec. Mi-a luat valiza și a aruncat-o că el mă bate de mă rupe. Băi, și eu dacă știam ce se întâmplă cu poliția acolo și alea, frate, am stat, eram deci în fața unui munte de un credeți mai mare, e cu două capete peste mine, mare, grăsuț, mare rău. I-am zis, Dorule, bate-mă. Deci m-am dus la omul ăla, eram așa, bă, turba. I-am zis, hai mă, dă-i mine. Atâta aveam, o palmă, ești nebun, îi luam 5.000 lejer. Deci 5.000 lejer. Știam că n-are ce să-mi fac oricum. Deci turba omul ăla, ești nebun. Și am plecat până la urmă. Când am ajuns acolo, gen la aeroport, știa unchiul meu că o să vină acasă. Mama nu știa nimic, frate. Deci mama chiar nu știa nimic. Și ții minte, eu, asta am uitat să vă mai zic, eu când vorbeam cu mama, de câte ori vorbeam cu mama, plângeam foarte mult la telefon cu ea și mi-era foarte greu. Gen, și acum, dacă mama plânge, eu simt și e urât. Plângeam la telefon, îi promiteam, lasă-mă mică că o să fie bine, o să fie tot ok și toate astea. Și ții minte că am ajuns la aeroport și am sunat-o pe mama de pe telefonul lui băiatul ăsta și am vorbit și am întrebat-o așa, ce faci mamă? Ea nu știa că vin acasă. Bine mamă, tocmai am venit de la muncă, tocmai plec de la muncă, sunt în vestiar cu fetele. Și eu i-am zis așa, zic, și ce faci? Și uite, mă duc acasă să fac mâncărică. Și am întrebat-o pe mama, ce mâncare faci? Și ea zice, nu știu ce mâncare a zis. Și i-am zis eu, îmi faci și mie o tocăniță de aia cum îmi place mie? Îți face mama, cum să nu-ți facă? Și a stat așa un pic, cum adică să-ți facă? Zic, vin acasă, mamă. Băi, i-a zis, e, vii acasă, cum să vii acasă? Și atunci am zis, frate, mamă, într-o oră am avionul, vin acasă. Deci mi-aduc ca și acum, mi se zbârlește pielea pe mine, frate. Și cum a făcut? Bum! Deci a țipat în tot vestiarul ăla.
vine băiatul acasă, vine băiatul acasă, băi, și acum dacă, dacă o prind o dată la discuție sau filmez asta, o să vă, o să vedeți. Și am venit acasă, frate. Băi, eu, pentru că am iubit-o și a fost prima mea iubire, mi-a fost super greu și am zis că, băi, o să, știi cum o să fiu, zic, o să sufăr atât de mult după fata asta, încât nu o să mai pot. Și am ajuns în România, în prima seară, dar atunci nici măcar un... Băi, deci m-am simțit ca un câine care scapă dintr-o lesă, frate. Când scapi dintr-o lesă, ai văzut, când te ține ceva cu forță și scapi, este. Așa m-am simțit și atunci. Și nu-mi venea să cred. Gen, nu-mi venea să cred că cum am putut să reacționez eu așa, gen, pentru că am făcut să prea mult rău și mi-am dat seama după aia. Și după aia, ca să înțelegeți cine era fata de fapt, se combinase cu băiatul ăla de la muncă și când am ajuns eu la o săptămână, ea se combinase cu omul care m-a dus pe mine la aeroport. Cam așa era, gen, fata lui tati, fata lui mame, știți? Ce s-a întâmplat după? După și în timpul ăsta, de fapt, cât timp am fost plecat, de ce regret foarte, foarte mult, pentru că mama s-a îmbolnăvit atunci din cauza mea, din cauza singurătății, de glanda tiroidă, probleme cu glanda tiroidă și ia pastile toată viața de acum încolo, s-a îngrășat foarte mult și gen a probleme cu inima și a făcut un preinfarct. Pe mine m-a devastat vestea asta și mă simt vinovat și în ziua de astăzi pare foarte rău. Nu-mi imaginam să fiu așa, toate că acum sunt matur, am gândire acum de la 24, dar atunci a fost bine ce am făcut? Nu. E un sfat, vi-l dau că am trecut pe-n treaba asta. Nu vă lăsați părinții, familia, unii prieteni, bă, e discutabilă treaba asta cu prieteni. Nu-ți lăsați prietenii pentru o curvă sau pentru o femeie, cum zic unii, știți că-ți lăsați prietenii pentru o femeie. Bă, unii prieteni, da. Dar nu vă lăsați familia, frate, oamenii care vă iubesc, nu vi lăsați pentru o fată. Încercați să înțelegeți că, gen, toate merg mână în mână. Nu vă lăsați niciodată, frate, familia. Încercați să vorbiți cu ei. Eu mințeam pe mama foarte mult acolo. Eu câteodată n-aveam ce mânca și ziceam la mama, mamă, ce bine am mâncat, mă doare burta. Era foarte, foarte, foarte nasol, credeți-mă, foarte nasol. A doua chestie, nu vă aruncați cu capul înainte, frate. Uite, eu, de exemplu, deci m-am combinat cu ea în februarie, am plecat în august, septembrie. Pentru cine să pleci așa? Să-și lași familia pentru o fată? Nu vă aruncați cu capul înainte. Nu considerați că v-ați găsit iubirea vieții de la 17, 18, 19, 20 de ani, nici la 25, 26 poate unii. Bă, nu vă mai aruncați cu capul înainte. Luați-o treptat, frate, luați-o treptat. Deci asta mi-aș dori să înțelegeți tot, să o luați treptat și să înțelegeți că viața e frumoasă, trebuie trăită, nu știi cât stai cu o persoană, trebuie să o apreciezi, trebuie să o respecti și trebuie să fii onest, frate, și nu înșelați. Orice ar fi, bă, dacă vrei să înșeli, să te duci cu o altă femeie, bă, pune capăt relației actuale și du-te în cealaltă parte, nu mai înșel, culcă-te cu femeia, fă-ți o relație cu femeia. Și măcar aventuri, nici de o noapte, frate. Nu e ok, vă pierdeți, e ca și cum v-ați mințit pe voi înșivă. Cam asta este story time-ul despre prima mea mare iubire. Nu vreau să mai treacă nimeni până așa ceva, frate. Clipul ăsta pe care îl fac, n-am stat să detaliez toate greutățile acolo. Ca să înțelegeți cât de greu mi-a fost. Deci v-am zis asta cu mâncatul, e una. A doua, la un moment dat, ne spălam într-un butoi afară. Într-un butoi, frate. Într-un butoi de la mare cu apă ne spălam acolo. Foarte greu. Unde am dormit, cum am dormit. Dormeam pe jos, că n-aveam saltea. Asta a fost story time. Sper că v-a plăcut. Nu vreau să vă cer like-uri. Pentru cei ce ați rămas până la sfârșit acum, nu vreau să vă cer like-uri. Dacă considerați că mai vreți episoade sau de-astea sau vreți să mă apreciați, să mă ajutați, puteți să apăsați butonul de like. Nu mă interesează o sumă de like-uri neapărată. Dar să-mi spuneți în comentarii care a fost cea mai mare dezamăgire a voastră de până acum, frate, de până acum. Pierderea cuiva, poate că gen, în genul meu, o relație, niște decizii proaste la fel. Vreau să aud de la voi, vreau să simt și eu de la voi. Am fost conat cu boșilor și ce să vă zic. Ne auzim la următorul story time. La fel o să-l postez pe Instagram, o să vă dau de ales ce vreți voi. Să nu faceți aceeași greșeală. Iubiți-vă părinții. Nu renunțați la părinți, nu renunțați la școală, nu renunțați la nimic. Pentru nimeni, frate. Vă pup, aveți grijă de voi.